Prefectul județului Eugeniu Avram a cerut conducerii poliției menținerea și intensificarea patrulelor în condițiile în care criminalul Gabrielei Dorgai nu a fost încă arestat. Nu a fost singurul lucru pe care reprezentantul executivului l-a discutat cu oamenii legii. Avram dorește și măsuri concrete pentru combaterea consumului de droguri, în special în rândul tinerilor și copiilor. În discuțiile de astăzi, un punct important a fost și planul de combatere a evaziunii fiscale și a contrabandei cu țigări.